stai un pic la telefon, stai un pic, oprește-te doar să spunem că ceea ce văd oamenii, dați pe tot ecranul, că eu pe mine m-au văzut destul oamenii. Ceea ce vedeți acum în timp ce eu vor, stai un pic la telefon. Ceea ce vedeți acum sunt imagini filmate în sala de tribunal, în secția penală, vedeți câți oameni sunt acolo. Iată-l pe Dan Diaconescu adus de mascați, s-au scos cătușele. Este momentul în care se așteaptă soluția la recurs, sentința acestui complet de judecată. Dacă avem și sunet, îmi spune să ridicăm, să tac eu, să ridicăm calea de sunet, dacă nu. Încă nu avem sunet, deci, repet, avem imagini din momentul în care cei doi inculpați, Dan Diaconescu și Doru Bârf, așteaptă ca instanța să se pronunțe. Avem sunet, ascultăm. Da, acesta a fost momentul, acesta a fost momentul în care s-a anunțat că Dan Diaconescu va urma să fie de îndată pus în libertate. Doru Bârf rămâne în continuare în arest preventiv. Câte cam hotărâre exprimă figura lui? Poftim, da? Cât cam și câte hotărâre exprimă figura lui? Nu, s-a mișcat un mușchi pe față în momentul în care s-a anunțat că va fi liber. Era pregătit să rămână, să știu. Putem da de la început această casetă. Este foarte important materialul ăsta. Derulați-l dacă e pe casetă. Dacă e pe server, dați-l de la zero. Acesta a fost momentul. Vă precizez că de aici Dan Diaconescu va fi dus conform uzanțelor la Direcția Cercetări Penale la arest, acolo unde toate lucrurile pe care le-a avut cu el, nu-i așa, prosop, săpun, tot ce a avut cu el îi vor fi... Periuța de dinți. Periuța de dinți, aia de care nu avea nevoie, așa cum spunea procurorul, să vină liniștit că nu-l arestează nimeni. Deci toate lucrurile îi vor fi date și de la cercetări penale. Eu presupun, poate greșit, că Dan se va duce întâi acasă să-și vadă în mod firesc femeia, să-și vadă copilul și apoi se va îndrepta, la fel de cert sunt aici, că se va îndrepta către... Chiar acum a intrat înapoi în... Pe George, unde este arestul? Poliției Capitalei? Da, sigur ai văzut imaginea asta? Da, nu m-am uitat, deci colegii mei...